Maria a mâncat împreună cu Diana. Spunea Maria că nu crede că mai vine Amir astăzi pentru că deja este târziu. Apoi, fetele discutau să facă ceva de mâncare, să mănânce și băieții. Spunea Maria, facem imediat niște paste carbonara, punem Kaiser și le gătim imediat și mâncăm și noi împreună cu băieții. Diana chiar era de acord și a fost încântată. Au zis că servesc ele masa și apoi vor face și pastele mai târziu un pic. Discutau apoi fetele puțin și Diana îi spunea Mariei că dacă eu tac, nu înseamnă că sunt și proastă și că nu înțeleg, dar eu chiar nu vreau să dau curs la discuții, a spus Diana, iar Maria îi explica că așa se întâmplă și cu ea și că ar putea să dea replici. Nu că nu ar ști să o facă, dar consideră că poate mult mai mult de atât și de aceea nu vrea să dea curs discuțiilor în casă.